Și pe nota asta începem episodul de azi. S-a umplut lumea de influenceri și influențere, dar hai să privim un pic în spatele camerelor. Acum mă dau cu glos. Rebeco! Da! Tu te spală-te că n-ai mai făcut un duș de o lună de zile, putea hoi! Scuze, stai! Să nu uiți ce spun acum, cât trăiești tu! Hai să te chișă în perucă! Pare important, ia hai să vedem. Ce zici tu? Fă ceva cu clipul ăsta, salvează-ți-l! Scrie pe foaie! Fă-ți un tatuaj pe creier, nu mă interesează! Dar dacă vrei să ai o viață așa cum trebuie avută, trebuie să ții minte cuvintele astea, care poate le-ai mai auzit, dar le vei mai auzi odată. Da zi odată în Hristosul, Mati! Tipic feminin, bla 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 bla, o mie de cuvinte ca să spui un singur căcat. Zi odată, zi în Hristosul, Mati, zi! Că nu le-ai băgat la cap atunci când o trebuit și acum suporți consecințele. Nu mai permite nimănui să vină și să facă glume proaste cu tine, să te ia peste picior sau să considere că ceea ce tu faci în prezent cu viața ta sau ai făcut este neimportant. Deci pentru asta am stat jumătate de oră și am așteptat să dai tu din pizda aia de gură ca să-mi spui că să nu mai accept să se facă glume pe... Putem pula mea că și un copil de clasa a șasea știe treaba asta. Îți dai tu seama ce secret mare ai spus? Bă, nu-mi vine să cred, trebuie să scriu undeva. Hai să mă apuc să scriu. Fuck! Știi de ce? Dar zi, de ce? Dacă tot am așteptat până în zi și de ce? Pentru că în momentul în care ai făcut asta, în momentul în care ai cedat, în momentul în care lași să fie bine, nu o să fie bine pentru tine. Ai să te chișă în perucă. Deci aia ar însemna că de acum încolo nimeni nu trebuie să lase nimic de la el. Toți trebuie să ne dăm în cap în momentul în care unul începe să-și bată pula de tine. Taci dracu cu sfaturile tale de căcat și marș în pula mea și spală vasele alea, că stau în ghiuvetă de o săptămână și deja sigur au făcut viermi. Colcă-ne viermi acolo. Te și spală vasele, du-te și spală-te tu în pula mea și termină dracu cu sfaturile astea de căcat. N-aveți ce face, în puii mei. Stați toată ziua pe TikTok și faceți TikTok. N-o să fie bine? Pentru nimeni, pentru că se va crea o tensiune de nedescris. Pentru că ți-i jenă să-ți spui oful. Pentru că te gândești că se supără. Dar tu nu te superi? Dar sufletul tău nu plânge? Dar inima ta nu e rănită? Dar creierul tău nu-i făcut? Dar ghiuveta ta nu-i plină? Dar vasele tale nu plâng? Dar mătura aia n-o făcut paianjeni? Ba da! Dacă ai peste 25 de ani și nu te-ai însurat sau nu te-ai măritat, nu-ți fă griji. Tocmai ce ai fentat primul divorț. Bun venit în gașca mea. Le futem una! La asta nici nu ai rost să comentez. Finalul spune tot, nu? Dacă te apuci și spui femeii de lângă tine că s-a îngrășat și că ție nu-ți mai place și că ce frumoasă era înainte, ai nenorocit-o. Femeia asta oricum nu mai slăbește. Să fim bineînțeleși. Și femeia asta nu va mai slăbi. Bă, lasă-mă, dracu, dar de ce nu slăbească? Pe știu, sala e grea și pentru mine, în puii mei, dar de-aia totuși trag. Ca să nu arăt ca un martalog. Ar trebui să spună ceva de genul, te ador și în felul ăsta în care ești. Deci sunt grasă. Deci nu mai sunt... Nu, trebuie să așteptăm momentul în care ea se plânge că este grasă, pentru că ea se va plânge sigur că este grasă. Normal că se va plânge că e gras, eu n-am auzit o femeie în viața mea de când m-am născut eu și până în clipa asta să zică, mamă ce slabă-s. Și aici includ și alea care aveau, cred că, 35 de chile, băi mei. 1,50 m și 35 de chile, dacă făceai, era ceau, nu mai vedeai. Vorba lui ăla de la ai umor, strănutai, și nu mai e. Normal că ea caută ceartă. Nu caută ceartă, dar... aprobare, că nu, iubita, e ok, așa, stai liniștită. Eu cred că cea mai bună variantă este când îi spui firește că arată foarte bine chiar și în această formă.
Aha, și în secunda 2 te trezești în sala de judecată la divorț. Te trezești că îți împarți cu ea apartamentul, averea, copiii. De fapt, copiii nu îi împarți, că ea. Mai plătești pensia alimentară, mai plătești și alocație pentru copii, mai nu știu ce. Da, așa merge. Exact cum a zis ea. Termină. Cea mai bună idee e să spui nu, nu e... Și unde te-ai, încă mai trebuie să mai pui de ochile. Așa îi spui, nu te lua după proasta asta în pui mei, că asta e o handicapată care te duce sigur la divorț, crede-mă. Uite în ochii mei, divorțul te așteaptă dacă ascunzi de ea. Divorțul! Tocmai am terminat o ședință cu o clientă de-a mea și am dezbătut un subiect foarte interesant, care este legat, evident, de aspectele relației de cuplu. Cum este mai bine? Să ai banii la comun sau să ai banii separat? Tu ce părere? Oh, ce părere am? Apă dă-mi voie, mă, că ți explică fane spuitorul aici așa. Banii femeii e banii femeii, iar banii bărbatului e banii tuturor, e banii familiei, e banii la comun, mâncața-și pipotata. Înțelegi tu? Așa mere treaba. Banii mei e banii mei, banii tăi ca bărbat e banii noștri. Înțelegi tu, tati, așa mere treaba. Ei, da, de la începutul începuturilor și până acum, murele tale e murele noastre. Ce dracu a fost aia? Ia auzi, mă, ce-mi zis la bucureștenii. Ce că ta aș din gură, tu când ai venit prima dată la București și ai dansat la semafor, ai crezut că e discotecă. Bă, n-a fost mă așa. A fost mai rău de atât. Când am venit să mă scriu prima dată la facultate, zice fratele meu, bă, merg cu tine, te descurci. Zic, bă, nu, lasă, mă descurci. Zic, ia un taxi, mă lasă direct în fața facultății. Zic, nu, ce se întâmplă? Nu mă pierd, nu se întâmplă nimica. Nu, și așa făcui. Lua un taxi, mă lasă vis-a-vis de facultate. Zice, taximetru să te descurci. Zic, mă descurc, cum să nu mă descurc? Bă, și văzui verde la niciodată să nu-ți lași bărbatul pentru altul. Fii mai curajoasă. Alege-i pe amândoi. Ce, n-ai înțeles? Stai că-ți traduc eu. De ce să fii sinceră când poți să fii o curvă? Nu? De ce înșală femeile? Din același motiv pentru care înșală și bărbații. Că-s curve. Bine, normal că ai un motiv mai complex și acum o să stau iară jumătate de oră să ascult care e motivul pentru care încheală bebebebebe. Am aflat un motiv nou. Sau poate că e doar nuanțat altfel, pentru că are la bază ceva foarte important pentru noi toți, indiferent dacă suntem femei sau bărbați. Și anume, nevoia de a fi văzuți. Da, și bre, ai senzația că ești invizibil, o da vreunul cu mașina peste tine sau care-i faza? Uite ce îmi spune o doamnă de aproape 50 de ani, căsătorită cu copii mari la casele lor. Ia, ce spune? Am avut mereu amanți toată viața mea și nu m-am simțit niciodată vinovată. Pentru că ești curvă, de-aia. Foarte simplu, nu-i nimic complicat. Curvele în general, sau curvarii, egal, nu au conștiință. Deci, cum să te simți vinovat din moment ce nu ai conștiință? După asta îți dai seama că e curvă. Da, hai să ascultăm, că e amuzant. Pentru că nu simțeam că îl înșel pe soțul meu. Normal că nu, Doamne ferește, când ăla își bagă pula în tine, cum să-l înșel pe soțul tău, Doamne? Am mai auzit chestia asta și râdeam. Acum nu prea mai îmi vine să râd. Când auzeam farsele lui Buzdugan și aia îi spunea că păi nu pot să fac sex, că păsărica e doar pentru soțul, dar dacă vrei ți-o sug. Deci dacă te fuți, nu îți înșel soțul. Dacă îi suși pula aia, nu, aia e ok. Eu zic că e mult mai gravă în pula mea să-i suși pula lui ăla și după aia cu gura aia plină de gheții și brânză din aia de la strudelul lui ăla cu brânză, vii și mă pup pe mine pe gură. Pe bune? Pe bune? Băga mi-aș pula în dracu, ce logică de lemn aveți, bă, omule, băi. Curvele astea, frate, uite, și femeile iau sfaturi de la curveturile astea, pentru că animala asta avea undeva la 10 milioane de vizualizări și peste 10.000 de like-uri, 12, 15, nici nu mai știu, dar oricum erau în ordinul 10.000 de like-uri.
Tu vrei să-mi spui tu mie? Deci ăsta e sfatul pe care îl primesc femeile și le place? Pac! Ci doar că îmi satisfăceam nevoia de a fi văzută. Ca femeie, pe de-a întregul. Pe soțul meu nu l-a interesat niciodată ce haine port, ce lenjerie intimă, cum îmi stă părul, dacă am sau nu unghiile date cu ojă, dacă sunt epilată sau nu. Și crezi că pe sutele alea de amanți care i-ai avut tu interesat că tu ești rujată și părul și unghiile, mai ales unghiile, că ni se rupe pula în puii mei când auzim: a, uite, mi-am făcut unghiuțele, mi se rupe pula de unghiile tale. Încă chiar nasol, că te zgârie, te puii mei, ca bărbat nu-i fain să... Bă, mici, frumoase, aranjate, atât. Nu ne interesează ghearele tale în pula mea. Și tu vrei să-mi spui că pe amantă îl interesa, tu le-am pulă pe ăla, singurul lucru care îl interesa pe ăla e că primește pizdă gratis de la tine, handicapata dracu. Ba mai mult, mi-a zis de multe ori să nu-mi bat capul cu treburile astea, că pe el nu-l interesează. Pe el și pe toți bărbații, ca să fie clar, nu ne interesează, ne doare în pulă de chestiile astea, ne doare fix în pulă pe toți, atât pe soțul tău cât și pe amanții tăi. Numai că noi, uite bine în ochii ăștia, noi o să spunem tot ce-i nevoie ca tu să pui botul și să dai pizdă, dacă se poate gratis. Și gândind că o vorbă nu costă nimica, vai ce unghii frumoase ai, vai ce super cu auriu, te-ai prins, dracu de... Și îmi spune în continuare cum că pentru ea este important să fie admirată, că asta îi dă motivația să se aranjeze, să aibă grijă de ea și toate astea adunate o fac să se simtă femeie cu adevărat. Așa că, din când în când, iese cu câte un bărbat și ea singură ce nu primește acasă. Morala? Minte, fratele meu, minte, rupe, băi, nu contează că te duci în iad. Minte de plânge Sfântul Petru sus în ceruri. Mamă, ce unghii faine ai, uai, ce bine stă părul, uai, ce-mi place cum stă freza aia așa, cu ciontul ăla deasupra acolo. Mamă, ce bine stă cu ridurile alea, uai, ce bine ți-ai aranjat părul ăla din nas, mama mia, ce fain îți curge ceara din ureche, nu știu, minte, rupe-o, rupe-i urechile cu minciuni ca să nu se ducă la altul, să o mintă ăla, să o fută ăla, știi ce zic? Că după aia vine acasă și ție spune că o doare capul. Înțelegi? Așa mere treaba. Fără însă să dezvolte vreo relație, atenție. La final, când am întrebat-o, mi-a spus că dacă soțul ei ar începe să o vadă așa cum are ea nevoie să fie văzută, nu ar mai continua. Ai văzut? Exact cum am spus eu. Morala? Minte-o până îngheață iadul. Până îngheață iadul. Minte-o. Rupe-i urechile cu minciuni. Umple-o de complimente până... Dar mai lasă-mă, dracu, vai, ce mult mă iubește soțul meu până îi se udă pizda toată. Numai când sună telefonul, apropo, tot timpul, înainte să te duci acasă de la lucru, sună, pui, o vezi că vin. Nu de alta, dar să n-ai surprize. Trăim în vremurile în care trăim totuși, știi? E bine să anunți că vii acasă. Mama, uite retardatul, dracu, ca să vezi. Na, uite ce avere. Na, fă-te morți, mătii, na. Ca să vezi. Ce-i bre, nu ți-a oprit cocalarul? Ți-a rămas pula în gât sau ce? Ia, știu, o gură de apă. Alunecă mea ușă. Șmecherie. Și prostule, dacă nu știai, săracul nu, dacă e sărac, așa, uite, 100 de euro care mi-ai zis ca să-mi cumpăr ceva, uite, ce fac eu? Uite, vezi? Na. Vezi? Na, uite, suta, să-mi cumpăr ceva, uite, mie așa îmi place, uite, să dau foc la bani. Suta ta, ce crezi că mă încălzești? Uite, îmi fac așa, mă încălzesc puțin. Te-a înșelat rău, așa-i? Te-a înșelat rău de tot, că altfel nu-mi imaginez în puii mei, de ce dracu? Ai atâta ură în tine, că asta e ură din aia feminină, cum a fost aia care l-a înjunghiat pe ăla de vreo 27 de ori în America, a fost procesul... Jody, nu știu cum, caută pe net, înjunghea de 27 de ori, blabla. Gândește,
câtă furie feminină acolo, lonjunghiat de 27 sau de 28 de ori. După aia, i-o tăiat gâtul de la ureche până la ureche. Imaginează-ți, deci de aici până aici, i-o tăiat gâtul și după aia l-o mai și împușcat în față. Imaginează-ți ura feminină. Dar așa vă trebuie futu-vă în gură, că toate căutați, uite, cu calari de ăștia. Frezați, cu barbă, cu BMW, cu șmeche, uite, exact genul ăsta căutați voi. Și genul ăsta vă fute în gură, așa vă trebuie. Așa vă trebuie, sper să pățiți toate la fel. Toate! Grămadă! România, premieră internațională. Beto Versace mâncând mâncare de oameni de rând. Stai tu seama, mâncând mâncare de oameni de rând, dar tu cine Cristosul, măti, ești tu, Beto Versace? Stai tu seama, mă, bă, băiatule, bă, vezi să nu te înneci, dracu, și să crepi. Poți să ne povestești cea mai prostă experiență pe care ai avut-o la un date cu un băiat? Vai. Am ieșit cu un tip pe care l-am cunoscut pe un site de socializare. Părea destul de ok în acele poze, însă la date m-a pus pe mine să plătesc nota cu pretextul că a uitat portofelul acasă, iar după aceea am aflat că mașina cu care venise să mă ia era închiriată și hainele lui erau fake. Da, vezi? Asta e rezultatul. Astea sunt femeile din ziua de azi. Deci dacă vii cu haine fake și cu mașini închiriate și fără bani și chestii de genul ăsta, banii, ăia trebuie să-ți curgă prin venă în Hristosul, mamilor, pentru că dacă nu ai bani, nu ești bun. Poți să fii drăguț, poți să ai suflet de aur, degeaba ai sufletul de aur, dacă în portofel nu e nimic. Femeile cu cât au mai mulți admiratori, cu atât sunt mai dorite de partenerul de cuplu, pentru că în permanență are senzația că e nesiguranța aceea. Exact, da. Vine altul și ți-o ia. De asta e important ca femeie să te menții într-un anumit fel. Gândește. Încă un exemplu de ce femeile niciodată nu trebuie să ia sfaturi despre bărbați de la alte femei. Iei sfaturi de la idiota asta, faci cum zice ea, și după aia, după vreo o săptămână de gelozii și chestii, oh, că ești toată ziua numai gelos, toată ziua nu știu ce, bla bla, păi îmi dai motive în Hristosul, măti, o asculți pe aia. Fă-l gelos ca să te iubească mai mult. Pula, omul nu vrea să fie gelos. Noi bărbații, cel mai mult și cel mai mult, uite aici în ochii ăștia, cel mai mult apreciem pacea. Nu gelozia, nu mă interesează că te vrea pe tine toată planeta. Nici nu vreau să știu treaba asta, că dacă știu treaba asta, după aia mă ia geloziile, certuri, chestii, divorț. Divorț, ăla e rezultatul. Ascultă de astea, divorț te numești. Divorț te cheamă. Divorț astăzi, divorț dimineață, divorț la prânz, divorț seara, divorț la micul dejun. Nu știu unde merg. Te-ai întâlnit cu un bărbat care conduce un Logan? Clar nu. Băieții care merg cu Loganul miros a sărăcie. Ia dracu de prințesă prefăcută ce ești. Și tu cum morți, Matis, că știi banul? Ți arăți pizda la televizor și pe internet. Măcar ăla cu Loganul, ăla lucrează, ăla muncește cinstit, ăla își câștigă banii cinstit. Tu-ți arăți găoaza aia infectă și plină de gonoree pe internet, în timp ce alții își fac laba la găoaza ta. Eh? Da, într-adevăr, tu ești valoroasă în relația aia. Între tine și ăla cu Logan, ăla cu Logan e de 10 ori mai valoros ca tine. Locanu, de ce alegi puștanii de 18 ani? Păi... îi aleg din cauza că sunt sincer. Copiii ăștia de 18 ani, pe lângă faptul că ți-o cântesc direct, bă, vreau să te, sunt cei mai pe vibe-ul ăla, cum trebuie. Ceilalți mai pe aburală, mai pe plictisitor. Mai bine direct, bă, frate. Și au și timiditatea aia uneori, mama aia atrage maxim.
Deci ați auzit-o pe bunicuța, nepoței tăși la pizdă. Nu prea le-am cu subtul, dar mă pricep la linză. Și tot mă pricep la ceva. A ieșit cu un băiat la dei, dacă are salariul de 2000 de lei pe lună? Dar ce să fac să-l întrețin eu? Vezi, de mică e după interes. Pentru că asta e mentalitatea cu care cresc generațiile de astăzi. Bine, nu numai cele de astăzi, și alea din anii 2000 și poate chiar o parte și din 90. În alții anii 80, 70, 60 și dacă mai există din anii 50, ei au fost ca lumea. Aia mergeai, o cereai la părinți, știai că e virgină. Dar, uite-o pe asta. Vezi, asta e problema cu femeile din ziua de astăzi. Toate se văd ca fiind un 10. Și nu o să se vadă niciodată cu un muncitor de McDonald's, pe când un bărbat, egal cât e de suspus, poți să iei, nu știu, un inginer în cea mai mare fabrică, nu știu ce, sute de milioane pe lună, nu știu ce, și s-ar vedea cu o fată care muncește la McDonald's, pe un minim pe economie. Asta e diferența între noi bărbații și voi femeile. Pe noi nu ne-ar interesa că tu speli WC-uri sau lucrezi la McDonald's, atâta timp cât ești ce caut eu. Pe când voi... Voi dacă, bă, eu sunt instalator în pola mea. De fapt, na, am propria mea firmă de instalații, nu numai că sunt instalator. Am și propria mea firmă. Și tot nu-s de ajuns, pentru că n-am mașină. Dar în fine, am sărit de la subiect. Ideea e că noi, bărbații, noi ne întâlnim și cu fete care sub nivelul nostru. Voi, femeile? Voi nu vă întâlniți nici cu bărbați care sunt la același nivel cu voi, pentru că voi vă vedeți undeva acolo sus. Aia e problema. Și toate mesajele alea, vai cât ești de frumoasă, vai cât ești de dulce, e cea mai frumoasă, e cea mai cu iubire. Știi ce zic? Toate alea nu ajută. Și aici nu dau vina pe femei, aici dau vina pe bărbați. Pentru că în loc să-i spună, da frate, ești mediocră, nu, tu ești cea mai frumoasă de pe planeta asta, te-am făcut, am marș în pola mea. Cam așa mere treaba. Uite, eu spun direct, frate, ești drăguță. Nu ești cea mai drăguță, dar ești drăguță. Mie îmi place. Nu, vai, cât ești de frumoasă. Vai de pola mea, n-am mai văzut, băi. Vai, ești înger, ești zână, ești... Dar care-i problema, mă, dacă mie îmi place și Ana și Ora, adică dacă îmi plac toate nebunile astea, care-i problema? De ce mă judecați, mă, că îmi place, nu? Că îmi place rău de tot. Care o judecați, mă, pe asta, mă? Ha? Care e? Care... Tu? Tu, ăla care te uiți, o judești pe asta? De ce? Pentru că s-o postat ca proasta spunând că suge pula și se fute în cur? A judecat și eu, da. Frate, eu nu îi pricep pe oamenii ăștia. Văd o grămadă de postări și pe Facebook. Vai, că mă judecați, că noastră e viața mea. Cine pula mea? Frate, eu nu știu. Poate mă judecă și pe mine cineva, dar nu știu, nu mă interesează, nu mă pasionează, nu. Mă doare în cur. N-o să postez niciodată una din aia. Vai, mă judecați. Sau prietenii, nu știu ce. Am un singur prieten foarte bun și ăla-i departe. Atât. Dacă te înconjori cu 1000 de handicapați și mai ales ca asta din videoclip, normal că o să te judece, că se judecă una pe alta. A, uite, aia suge pula, dar parcă are gust bun. Alexandra? Ah! Ghiți cine s-a culcat cu iubitul meu? Cine? Tu! Ce vreau să zici? Tu ești pe bune acum, chiar te-ai culcat cu el? Mi-a plăcut, frate! Nu cred! Și n-ai idee câte dintre voi se culcă cu același bărbat.
Pentru că toate îl vreți pe ăla, cu barba tunsă, cu freza faină, cu BMW, cu tricou gobos, cu chestii care vorbește. Tati, fii atent aici ce face fratele tău, grămadă de bani, se afișează, prieteni, chestii, petreceri, lăutari. Toți îl voleți pe ăla. Și toți îl aveți pe ăla. Adică, mă rog, toate îl aveți pe ăla. Pe exact același ăla. Nu crezi? Ia butonează-i telefonul. Da, bine, poate îi deștept și îl șterge sau mai are unul în mașină. Urmărește-l o zi, două, trei. Sau când spune că nu poate să vină să se vadă cu tine că e la lucru, ia urmărește un pic acolo. Pune-l pe Ernest pe urmele lui. Da, ceva îmi spune că o să vă văd la știrile de la ora 5 iară. Cât ai cheltuit cel mai mult într-o zi cu o fată? 2000 de lei. Pus la un restaurant ăsta de lux cu homar de ăștia cu... Și după? La mine acasă. Atât? Aș mă, gombolot, el o cheltuit 2000 de lei. Du-te, bă, de aia, de aici, așa. De unde? Din alocația ta? Ți-o da mami și tati? Pariu că tu n-ai văzut cum arată 2000 de lei. Poate pe internet. Dacă ai mai avea doar 5 minute de trăit pe pământul acesta. Dacă aș avea 5 minute de trăit pe pământul ăsta? Păi, în alea 5 minute m-aș trage vreo două labe, dacă nu-s cu cineva ca să și fut. Și probabil aș încerca să mai fac și vreo 2-3 ouă fripte, că îmi plac ouăle fripte. A, sau nu, asta era întrebarea. Ok. Pe cine ai suna și ce îi spune? N-a sunat pe nimeni în pola mea, aș închide telefonul să nu mă deranjeze nimeni, că-i nașpa când te deranjează, mi-aș da o labă și somn, mă rog, mort. Iar acum, pe final, mă las la mila voastră și spun atât. Eu, dacă nu găsești până la sfârșitul anului o prietenă, îmi tai puța. Sper să fie o fată cu suflet mare să salveze o puță frumoasă de la moarte.